Vestea că poliția locală va fi reorganizată, iar 29 dintre cei 99 de angajați vor fi dați afară, a tulburat apele la Giurgiu în ultimele zile. Prolex, sindicatul care apără interesele angajaților poliției locale, a organizat marți un marș de protest prin care a sperat că îi va convinge pe consilierii locali să voteze împotriva proiectului de hotărâre. Alături de aproximativ 40 de polițiști locali giurgiuveni au participat familiile și prietenii acestora, dar și colegi de la Râmnicu, Vâlcea și București. Înarmați cu pancarte, aceștia au mărșăluit de pe strada Tineretului până în fața teatrului Tudor Vianu. În opinia celor de la Prolex, primarul Nicolae Barbu este considerat vinovat de această reorganizare. Este o zi grea pentru poliția locală din Giurgiu, întrucât primarul a decis să organizeze o disponibilizare care va afecta aproape 30 de persoane. Această disponibilizare considerăm că este nelegală și am venit împreună cu alți polițiști locali din țară să sprijinim pe colegii noștri din poliția locală Giurgiu. Vasile Lincu a declarat că scopul reprezintă păstrarea tuturor celor 99 de locuri de muncă și o reorganizare transparentă a instituției. Noi cerem să păstrăm locurile de muncă, să fie efectuată cu transparență această reorganizare și mai ales să mă adresez consilierilor locali să înțeleagă că decizia nu este a primarului, ci decizia este a consilierilor locali. Ei sunt forul legislativ în oraș, iar primarul este cel care trebuie să pună în executare. De asemenea, nu este un motiv de urgență care să justifice această reorganizare și această disponibilizare. Despre acest protest a vorbit și liderul sindical Prolex de la Poliția Locală Giurgiu. Ne-am strâns pentru a protesta împotriva măsurilor de organizare care administrația locală dorește să le ia la nivelul poliției locale, deoarece considerăm că nu este o măsură legală. De fapt, domnul primar vrea să îndrepte ceea ce a greșit în 2012, când a angajat mai multe persoane și a încălcat ordonanța 63 pe 2010. Polițiștii din Râmnicu, Vâlcea, care au mărșăluit împreună cu cei din Giurgiu, susțin că niciun oraș din România în care funcționează poliția locală n-a mai existat această problemă. Suntem alături de ei pentru o transparență în administrația publică locală, respectarea legilor și o siguranță publică normală, nu așa cum doresc anumite persoane să fie pe bunul lor plac. În alte orașe din țară mai cunoașteți situații similare? Nu, până acum este singura de care avem cunoștință, sperăm să nu se mai repete și în alte orașe. Miercuri, proiectul de hotărâre ce viza reorganizarea poliției locale a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, deoarece Agenția Națională a Funcționarilor Publici n-a dat avizul pentru noua organigramă. Primarul Nicolae Barbu a susținut o conferință de presă după încheierea ședinței, în care a subliniat faptul că nu susține o reducere a numărului de posturi decât în condițiile în care trebuie să respecte legea. N-am susținut niciodată și nu voi susține o reducere a numărului de posturi la poliția locală decât în condițiile în care trebuie să respect legea. Și n-o să accept niciodată să fie trași la răspundere persoane din administrația orașului, din executivul primăriei, pentru faptul că n-au pus în aplicare o dispoziție expresă a legii pe motivul că își pierd locul de muncă câteva persoane. Nicolae Barbu a declarat că această reorganizare trebuie făcută deoarece există o lege care prevede numărul de polițiști locali în funcție de populația localității. Trebuie să respectăm legea. Trebuie să respectăm o dispoziție legală care stabilește că la poliția locală nu pot fi decât maxim 70 de persoane. Cifră sau număr stabilit în urma unui calcul matematic stipulat prin lege, nu poate fi angajat pe funcția de polițist local decât un polițist local la 1000 de locuitori. Proiectul de hotărâre privind reorganizarea poliției locale va fi reintrodus pe ordinea de zi la finele lunii viitoare în ședința ordinară.